În orașul Uppsala din Suedia există o comunitate românească numeroasă. În cadrul parohiei românești de aici se află însă și o filială formată din suedezi convertiți la ortodoxie, care desfășoară o frumoasă misiune în rândul tinerilor suedezi și de alte naționalități, care studiază sau lucrează în acest important centru universitar. Ieri, credincioșii de aici au fost vizitați de preasfințitul părinte episcop Macarie, care le-a adus un dar pentru biserica parohială. Episcopul ortodox român al Europei de Nord s-a aflat ieri în mijlocul credincioșilor români și suedezi ortodoxi din orașul suedez Uppsala. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie a darurilor înainte sfințite în cinstea sfinților 40 de mucenici din Sevastia și a dăruit pentru altarul eucharistic din Uppsala un chivot pentru păstrarea Sfintei Împărtășanii de peste an. Sfinții 40 de mucenici pe care sărbătorim astăzi au constituit o comunitate de mărturisitori și noi ne dorim în aceste ținuturi scandinave mai reci și la propriu și la figurat să fim o comunitate de mărturisitori și să biruim asemenea celor 40 de bărbații martiri răceala indiferenței și gerul necredinței. Ne încurajăm și noi aici, unii pe alții, pe calea mântuirii, așa cum s-au încurajat odinioară și cei 40 de sfinții muncenici. Și noi ne încurajăm aici, români și suedezi ortodoxi, bucurându-ne că avem în această comunitate și câțiva tineri care s-au convertit la ortodoxie, care ne ajută și pe noi românii să răspândim pretutindeni căldura și lumina ortodoxiei. În zilele următoare, preasfințitul părinte episcop Macarie va vizita comunitățile de români din sudul Norvegiei.